Polițiștii locali au fost invitați la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu în cadrul manifestărilor prilejuite de săptămâna Școala Verde. Peste 200 de elevi de la clasele a 9-a și a 10-a din cadrul unității de învățământ au aflat despre probleme de actualitate cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi, pericolele la care sunt expuși, printre care bullying-ul și cyberbullying-ul, violența verbală sau fizică, consumul de substanțe din tutun, locurile în care acest lucru este interzis, sancțiunile care sunt atrase de încălcarea prevederilor legale, dar și cum trebuie să reacționeze și unde să apeleze atunci când li se oferă substanțe interzise. Tinerii au primit inclusiv pliante informative legate de aceste subiecte, care să le fie utile pe viitor, atât tinerii, cadrele didactice care au fost prezente la întâlniri, cât și responsabilul Comisiei Antiviolență și Antibullying din cadrul liceului, considerând întâlnirea extrem de utilă, problemele fiind discutate pe înțelesul elevilor, astfel încât să știe de ce să se ferească și cum să reacționeze în diverse situații.